părerea mea despre învățământul instituțional, în mare parte, cel puțin cel din România, este proastă. N-am mai găsit niciodată ideea de a lucra pentru altcineva efectiv, adică n-am lucrat nicio zi pe cartea. Știi, lumea și imaginează că ai sunt tot felul de discuții elevate, intelectuale. De fapt, stai și scuip semințe cu Gigi care a moștenit de la taxul, care nu știe pe ce bani stă sau care vrea să facă mai mulți bani. Le-a păcălit pe doi bătrâni și le-a luat apartamentul și vrea să-l vândă mai departe. E păcat, vedeam oameni care ratează fie startul în viață, fie probabil mare parte din viața lor, pentru că nu au această oportunitate să fie în contact cu oameni sau cu contexte care să-i deștepte, știi? Sunt Dragoș Dublea și bine ai venit la Work Culture, podcastul unde stau de vorbă cu oameni cu adevărat pasionați de ceea ce fac, iar astăzi sunt aici cu managerul meu, creierul din spatele CV30, Radu Daniel. Salut, Radu! Salut, Dragoș! Cum ești astăzi? Poți să zici și părul, nu doar creierul. Obosit? Da, este seara. Seara de 23 martie. Pentru început aș vrea să vorbim puțin de traseul care te-a adus unde ești astăzi. Să dăm puțin context. Și aș vrea să încep cu în școală, de exemplu. Cum erai? Învățai bine? Stăteai în prima bancă? Te înțelegeai bine cu profii? Ce fel de elev erai? Am avut o evoluție destul de asimetrică. Și anume, în primii ani, fiind o fire foarte curioasă, da, mi-a plăcut toate materiile. Preponderent cele logice. După primii ani, în primii patru. După următorii patru, mi-am extins un pic curiozitățile și către altele, cum a fost literatura un pic. Doar că am intrat într-un conflict barbar cu sistemul și de atunci lucrurile au început să degenereze, pentru că am ținut timpul la opinia mea și la gândurile mele, lucru care nu era foarte încurajat. Și eu nu eram genul care, și nu sunt genul care să accept, știi, că așa trebuie, așa fac toți și cu asta basta, știi, dacă ăsta e sistemul neconformat. Iar asta a dus la o ruptură mare între mine și educația instituționalizată. Așa că de asta zic o mișcare asimptomatică, adică și asimetrică, când sus, când jos. Pentru că aveam, după această ruptură, aveam momente de revenire mai mult de nevoie, pentru că și cum treci prin ele și vrei să, adică trebuie cumva să ții anumite note, mă rog, nici asta nu era chiar pe radarul meu, dar hai să zicem că am făcut. Și plus că mai am chestia că câteodată când mă bag în ceva, îmi place să mă bag ca lumea, adică când mă bag îți vine pofta mâncând, știi? Dar până prin clasa a 6-a, 7-a, a fost super ok. Știi cum? Super ok la modul că normal, aveai favoriți, aveai, știi, oameni care făceai bășcălie. După care eram oaia neagră. Ok, adică, în ce sens? Adică și pe ăla din ultima bancă care tot timpul are ceva de zis împotriva. Da, l-am fost eu. Da, da, și eu. Mai schimbam, adică nu era tot timpul așa, pentru că erau profesori care nu meritau lucrul ăsta, știi? Care erau deschiși, care realmente se uitau și vedeau dincolo de rigorile sau, nu știu, să zic așa, de structura lor, structura programului, nu a lor ca om. Și te vedeau pe tine, ca pe elev, ca om, fără să ai o etichetă. Dar pe ceilalți, nu mai existau pe radarul meu. Și de atunci nu ne-am reconciliat. Adică părerea mea despre învățământul instituțional, în mare parte, cel puțin cel din România, este proastă. Ce fac? Să-mi expun plăcut. Management la Hyperion. Ok. A fost o decizie pur rațională. Am zis care e facultatea care îmi dă cel mai mult timp liber fără să mănânce niciun neuron. Ok. Și ai lucrat în timpul facultății? Da. Ce ai lucrat? Real estate. Ok. Adică propriu business? Am fost la început niște colaborări. Na, piața era în formare atunci. N-am agreat niciodată ideea de a lucra pentru altcineva efectiv. Adică n-am lucrat nicio zi pe carte de muncă pentru altul, știi? Aveam colaborări cu mai multe agenții, după care am zis, ok, e simplă treaba, fac și agenția mea. Și mi-am făcut-o, dar
Cam așa a început, știi, jocul ăsta. Era interesant pentru că puteai să faci bani, adică n-a fost o pasiune. Mama, am fost pasionat de realiste, știi, e foarte tare să te închiriezi căcaturi de apartamente sau să te uiți la teren, în țărână, să vin. Dar e interesant că te joci cu mintea oamenilor, adică nu neapărat, faci un ban. O vreme a fost figurație, să făceam cam un an de zile, am făcut figurație cu tot felul de platouri care puteau mai bine. Dar real estate tu trăgeai mai mulți bani cumva și atunci, da, în perioada aia am băgat real estate. Și de ce nu ai rămas în domeniu? E de căcat. Cel puțin pe vremea, a fost o lungă perioadă de timp când încercul lucrurile nu sunt foarte clare, adică vezi o grămadă de terenuri care au cadastre suprapuse și nu știi exact cu e, nu știi dacă e moștenirea cuiva. Știi, lumea și imaginează că aici sunt tot felul de discuții elevate, intelectuale. De fapt, stai și scuip semințe cu Gigi care a moștenit de la taxul, care nu știe pe ce bani stă sau care vrea să facă mai mulți bani. Că i-a păcălit pe doi bătrâni și le-a luat apartamentul și vrea să vândă mai departe să facă un ban. Nu știu cum să zic. Da, sunt și tranzacții, adică există și o lume a tranzacțiilor mari, unde totul e, știi, clădiri de birouri frumos. Dar nu era vreme, adică pe vremea aia nu era așa, știi, adică vorbești de 99, 2000, 2001, nu. Erau trei clădiri de birouri în tot Bucureștiul, chiriile, adică ăștia ziceau apartament modern pentru că aveau masă din palme laminat pe vremea aia, dacă aveai o mobilă din palme laminat în casă se considera apartament modern. Ce să zic, era, oamenii erau nașpa. Știi, adică discuțiile erau nașpa, în orice business are parte de o gama de bullshit, știi, dar aici bullshit-ul în sine era nașpa, există bullshit mișto din care înveți și există bullshit care doar te umple de căcat, știi, și doar miroși și puți urât. A fost o perioadă foarte, nu numai în real estate, în marea majoritate a domeniilor, o perioadă de început în care lucrurile nu sunt. Îți trebuie stomac tare să treci, foarte, știi, adică de prin 2007-2008, lucrurile au început să-i cizeleze, să arate frumos, cu pajiști de iarbă în față, cu sticle frumos spălate și uși care se deschidă automat. Până atunci, lucrurile au fost altfel. Și nu, adică nu mi-a plăcut domeniul. Nu era divers, aveai, te ținea cu niște discuții foarte puțin intelectuale, foarte aceleași, practic. Adică, dacă te dai un pic din coate după o lună, știai cam tot ce mișcă. Și chestia asta cu CV30 cum a început? No, prima dată am plecat din real estate în advertising, pentru că advertising, de fapt, în marketing. Marketingul e un domeniu mult mai vast și ca să poți să faci marketing trebuie să înțelegi business, trebuie să înțelegi comportamentul oamenilor, trebuie să înțelegi și factori economici, e foarte vast. Și asta îți dă o complexitate a gândirii și practic ca o jucărie pe care dacă o înțelegi în complexitatea ei, îți dă de muncă 10 vieți. Ok. Și nu te lasă să te plictisești. Un cub Rubik. Da, un imens cub Rubik. Știi? Doar că la un moment dat ajungi să te plictisești și de asta și cauți altceva. Am zis altfel, după vreo 7-8 ani de marketing în care am format oameni, vreau să fac ceva prin care să îi ajut pe oameni până să ajungă să fie formați, pentru că sistemul e prost. Sistemul nu îi învață corect. Și e păcat, vedeam oameni care ratează fie startul în viață, fie probabil mare parte din viața lor, pentru că nu au această oportunitate să fie în contact cu oameni sau cu contexte care să îi deștepte, știi? Nu mă refer la deșteptăciunea intelectuală, ci să îi lumineze, să unde e întuneric să facă puțin lumină. Și prima inițiativă în direcția asta a fost un ghid de carieră, exact așa s-a numit, ghidul carierei, și era o chestie printată. O printam și puneam tot felul de sfaturi, dar nu de carieră, ci era pentru liceeni și erau explicate anumite domenii și la ce puncte cheie să se uite ca să știe din liceu cum să-și aleagă o facultate și cum îi va ajuta specializarea aia când vor avea 30 de ani. Și tot exersând chestia asta, mergând prin licee, îl vindeam, pe ăla îl vindeam fizic, mergeam în licee și îl vindeam. Și la un moment dat, tot mergând și vânzându-l, era destul de dificil pentru că, puștii la liceu, știi, când le zici de chestii pe termen lung, la ei când înseamnă diseară, mâine seară, cam asta e maxim de termen. Una viitoare, weekend, da?
La un moment dat, ca un exercițiu de marketing, a fost chestia asta de să scoateți o foaie de hârtie și desenați cum vreți să arate viitorul vostru. Uh-huh. Fie că lăutar, fotbaliști, atât, știi, orice treceți acolo. E, și din punctul ăla, dacă derulați filmul înapoi, imaginați-vă că ați ajuns acolo și ce pași ați făcut ca să ajungeți acolo. Și ce cursuri ați făcut, care a fost traseul vostru până acolo. Și asta cumva a fost un conceptual, a fost o primă etapă din ce înseamnă CV 30 de ani, cum vrei să arate viața ta 30 de ani. De acolo a plecat, de la a avea o viziune din momentul în care ești puști, licean, să te gândești, bă, cum vreau să arate viața mea la 30 de ani, știi? Okay. Când ai 16-17 ani. Deci asta a fost prima formă. După aia a trecut prin multe transformări ca să ajung aici. Și faptul că la un moment dat, nu știu, poate n-am reușit să iau un contract mai mare de marketing la un moment dat și din faptul că mi-a lăsat timp sau lipsă de bani, am putut să mă concentrez în zona asta. Mm. E foarte greu să identifici uitând în urmă care sunt punctele cheie, factori importanți, pentru că îi gândești cu mintea ta de acum. Tot ce a dus la ceea ce e acum CV30 a fost relevant și important pentru că l-a influențat. Pivotând din zona asta de real estate în zona de marketing și apoi în ce urma să fie CV30, ce ai găsit a fi ușor să deprinzi? Pentru că a fost o schimbare, o tranziție, o pivotă. Pentru mine n-a fost, nu. Nu. Adică e o schimbare aparentă. Lumea se uită și conceptualizează viața în niște tipare rigide. Mm. Pentru că zici, ok, în real estate trebuie să învăț real estate, că real estate e un domeniu, știi, e o cutie. Mm-hmm. Și marketingul e o cutie, și HR-ul e o cutie, și educația e o cutie. Nu neapărat, nu, nu. Sunt câteva lucruri, niște axe, să zic, mari în viață și una dintre ele este comportamentul uman, care influențează și e un silver lining, este un element comun de bază pe care este clădit orice sistem. Și una din pasiunile mele este să mă joc cu sisteme, adică nevastă mea glumește, zice că dacă îmi dă o coală 4 și un pix, mă lasă în sufragerie ca pe un copil prin 2 ore și dacă mai îmi dă încă una, mai stau acolo, știi, și mai completez ceva. Pentru că asta fac, creez sisteme. Dar nu-mi place să fac sisteme, cum fac programatorii, care să fie doar cod, adică doar secvențe logice, unde probabilitatea e destul de scăzută. Și îmi place în sistemele mele să introduc comportamentul uman, oameni. Îmi place interacțiunea umană. Știi, factorul ăsta nu e neapărat un factor imprevizibil, că poți să-l obții și din natură. Nu trebuie neapărat să ai om ca factor imprevizibil în sistem. Și natura e imprevizibilă. Adică poți să iei și sisteme non-biologice ca să-ți obții gradul de impredictibilitate, dacă îl vrei. Dar îmi plac oamenii. Adică îmi place să stau de vorbă cu oamenii. Îmi place contactul și apropierea fizică a oamenilor. Și atunci sistemele mele au o direcție destul de clară către oameni. Real estate-ul e un sistem care, da, se bazează pe comportamentul uman, pe necesitatea omului de a avea o locuință, felul în care percepe real estate, estate-ul ca fiind ceva care îi dă siguranță sau o investiție. De practic acolo se traduce. Marketingul, iarăși, se bazează pe comportamentul uman, percepția asupra întregii economii sau a produselor și serviciilor utilizate. Uh-huh. HR-ul m-a întrebat la un moment dat firma, știi, ce fac la job și cum se explic. Și băi, uite, tu te duci la locul de joacă, da? Și te joci cu cine? Te joci cu ăla? Nu. De ce? Că nu-mi place. Păi asta fac și eu, îi ajut pe oameni să-și găsească copii cu care să le place să se joace, știi? Să se joace doar cu cei cu care le place să stea, nu cu ceilalți. Da. Deci asta e, adică nu e dificil pentru mine atât timp cât există componenta asta. Dificil, de exemplu, ar fi în momentul de față să mă apuc să fac programare. Pentru că da, e sistem, dar nu e și partea de persoană, de om. Mm. Okay. Deci dacă mă pui să stau doar într-un mediu arid, fără contact uman, cum ne obligă situația asta să stăm în carantină, nu e pe placul meu absolut. În dezvoltarea ta ai avut mentori sau ai învățat totul self-standing? Nu, adică cred că toți oamenii au mentori, știi, poate că unii sunt mai formal sau
mai prezenți pe o durată mai mare de timp, adică nu poți să înveți decât de la oameni. Poate că nu conștientizezi când vezi de la cineva, știi, sau nu-l numești mentor. Fătu-ți netul, măti. Work remote. Cum ne motivăm în zilele astea când nu merge netul, trebuie să lucrăm de acasă, call-uri peste call-uri? Cum te ții tu motivat în situațiile astea? Nu mă țin motivat. E un lucru pe care l-am învățat din sport. Anume. E o prostie. Motivație o tâmpenie. Toată lumea o dă cu motivația. Disciplina bate la cor orice formă de motivație. Obicei. Trebuie să fii motivat. Pur și simplu, știi, împingi. Și îți creezi contextul necesar să te simți de căcat dacă nu o faci. Adică dacă ai, uite, un partener de, care te ține accountable pentru că n-ai făcut ce zici că faci, asta face mult mai mult decât orice motivație. Apropo, că motivația e ca și dragoste, durează 3 ani, știi? Cel mai bun caz. Care e diferența dintre job și carieră la tine, din punctul tău de vedere? Cariera implică faptul că ai un atașament emoțional față de ceea ce faci, ești implicat tu ca sistem de crezi, de valori, ești totul implicat în ceea ce faci. Pe când jobul e o chestie punctuală, ca și când vin și îți schimb o țeavă, știi? Pot să vin să schimb o țeavă crezând că, știi, îți fac tot binele din lume și că fără mine nu trebuie, și zic ok, știi, mă pricep să schimb țevi, nu am o pasiune deosebită pentru a schimba țevi, că dacă mă plătești 1000 de euro să schimb o țeavă, o să schimb 10 țevi, că e plătit bine. Am văzut că ai făcut niște postări interesante pe social media. Vrei să-mi povestești despre ele? Cum să zic, eu am avut un cult în firmă pe care îl puneam și începeam multe discuții cu el și ziceam 80% e logică, 20% e divin. Și partea de logică era importantă, pentru că divinul, adică intuiția, sau ce vrea fiecare să considere, știi, că e partea divină, de inspirație, de intuiție, de whatever, e foarte importantă pentru a crea. În schimb, logica apără ceea ce reușești să creezi, îți protejează. Logica nu este un proces creativ. Logica este un proces prin care poți să analizezi și să calculezi probabilități, efecte. Și în perioada de genul ăsta, ceea ce vezi este că partea irațională este la 80-90%, poate chiar mai mult, și logica scade undeva la 1-2%. De asta am postat, pentru că este normal comportamentul relaționat sau generat de frică să genereze astfel de, nu știu cum să le zic, exprimări. Facem, dregem, să se facă, să toată lumea, să stăm în casă, să ne ferecăm, să nu știu ce. Și dacă îi întrebi care e procesul de gândire din spate, zici că așa trebuie, că așa o să fie bine. Și dacă mergi pe celebrul The Five Whys, îți dai seama după al treilea sau după al doilea că nu mai există o logică după care se iau aceste decizii. And that's very bad. Foarte, foarte, foarte rău. Nu știu cum să zic, oamenii tratează foarte mild, foarte... Superficial. Superficial chestia asta, zic că aia nu, că experții știu și noi. Nu. Este de datoria fiecăruia din noi să gândim și să dezbatem, în primul rând, noi cu noi înșine, ceea ce facem și să găsim o structură logică pe baza căreia să acționăm. Pentru că într-o lume sofisticată, cum e asta, mai ales acum, invizibilă, da? Logica îți dictează când îți vezi un apropiat suferind să te duci să-l iei în brațe și să te ajuți. Știința, logica, pardon, sentimentul. Dacă îl iei în brațe, ai o șansă de 99% să mori. Oricât de greu ți-ar fi să stai departe, știi? Sau măcar decizi în cunoștință de cauză. Ce văd acum, mie așa mi se pare. Nu există logică. E mult sentiment. Frica este cea mai puternică emoție. Am văzut o chestie interesantă pe care a făcut-o Putin. Ai de ales să stai 2 săptămâni în casă sau 5 ani în pușcărie. Una din două. Da. Eu ce văd în această perioadă este că, în primul rând, e o lipsă de claritate și fie liderii sunt slabi, fie ne consideră tâmpiți. Tâmpiți la modul de infantil.
Pentru că de obicei dacă știi că ai în ogradă niște tâmpiței, nu le spui adevărul că se dau cap în cap. Asta ar fi the best case scenario, în care ei iau niște decizii cu multiple scenarii analizate și au și backup-uri. Și atunci ei aleg să comunice mai puțin cu noi tâmpiței ca să nu ne dăm cap în cap. Celălalt scenariu ar fi că realmente sunt puține lucruri pe care le analizează și că de fapt reacționează și nu analizează, nu sunt proactivi, ci sunt doar reactivi. Iar dacă peste chestia asta de reactivism al celor care iau decizii, adică celor care îți dau direcția, adică imaginează-ți așa, mergi într-un autobuz, nu știu, pierdut direcția, s-a întâmplat ceva cu el și ăla care conduce autobuzul n-are niciun fel de pregătire de cum să reacționeze în astfel de cazuri, dar trebuie să ai încredere în el. Nici nu spune ce dracu face, dar zice, aveți încredere și tot. Și cum vede că ajungi, știi, se întâmplă ceva, trage de volan haotic și merge în toate direcțiile. Sperând cumva că tot trăgând de volan în toate părțile, la un moment dat se va opri și lucrurile vor fi bine. Iar în timpul ăsta ce se întâmplă este că în loc ca oamenii să stea dracu liniștiți, că dacă se tică în timp ce autobuzul merge cu viteză și altă în toate părțile, se mai dau și ăștia cap în cap și se lovesc. Nu, toți mai și urlă, explică cât de prost conduce ăla din fața, nu face nimic și tot urlă și explică cât de rău o să fie tuturor și unde să ajungă autobuzul și că o să cădem toți. Soluția care e atunci, în punctul tău de vedere? Schimbăm șoferul? Nu, dar dacă... Nu, asta este... Nu. Dacă nu există... În momentul de genul ăsta, că era o chestie de asta în care zicea ce faci dacă te afli într-un avion și... Știi, pilotul decedează și tu ce faci, știi? Puși tu să iei cârma avionului să... Și răspunsul e nu. Adică, dacă nu ești expert în ce faci, mai bine nu te bagi, pentru că șansele să strici sunt mult mai mari. Adică, dacă nu se găsesc experți, și mi-e greu să cred că nu se găsesc, mai bine stai dracu deoparte, faci ce știi tu să faci. Nu mai alterezi, nu știu, spațiul public. Și lași oamenii care au totuși o expertiză și o experiență să se desfășoare, fără să-i mai fuz la cap, fără să urli. Adică, uite, ce-ți place să faci video, da? Tu știi, ai un ritm al tău. Păi, ce se întâmplă acum în social media e echivalentul ședințelor noastre pe care nu le suporți de câte 7-8 ore. Te ajută în vreun fel? Ne ajută pe noi să facem video mai bun? E amuzament. Însă este okay. Foarte... Nici măcar amuzament. Eu încerc, înainte să vin la CV30 și să lucrez, nu eram pe social media absolut deloc, dintr-un motiv anume. La fel cum trebuie să ai grijă ce consumi ca mâncare, pentru că ce mănânci aia ești, la fel încercam să am grijă ce consumi și ca content, și ca companie, și ca restul. Pentru că și asta te face cine ești. Și acum, văzând toate căcaturile astea, mă face din nou să ies de pe social media. Este o întreagă discuție aici despre cine este calificat să-și dea o opinie și restul. Aici ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie un sistem foarte, foarte clar despre cine are voie să vorbească și cine n-are. Dar asta s-ar duce într-un sistem mai totalitar decât ce avem acum. Însă nici așa nu e ok. E mult prea multă gălăgie și, cum ai zis și tu, n-ajută deloc. Țipă toată lumea la toată lumea. Da. Și, adică, ăsta a fost motivul pentru care ceea ce eu am postat are neapărat o legătură cu ce se întâmplă și e mai mult un apel la a vedea ceva constructiv, pozitiv, fără să mai îngroașe rândurile celor care țipă. Da! Ok. Hai să concluzionăm. Dacă ar fi unul singur, ce sfat practic ai da lui Radu din facultate? Sau din liceu? Sau din general? Să începi mai repede ce vrei. Ok. Și unui student care acum este pe băncile facultății la Hyperion și visează antreprenoriat, o carieră în domeniul ăsta? Să stea liniștit. Se scarpine de mai multe ori și dacă totul mănâncă, se ducă la doctor și... Să încerce altceva și dacă tot îl mâncă și tot îl mâncă și tot îl mâncă. Dar să încerce să se trateze vreo 3-4 acum să duce.
Adică să încerci un job înainte, să încerci alte lucruri. Neapărat, orice altceva. Adică ideea efortului în orice și asta probabil că înțeleg mai ușor cei care au făcut sport. Pentru că sportul este un efort de lungă durată. Ca să ajungi la un rezultat îți trebuie minim 10 ani de efort constant. Mulți percep ca pe un drum ușor, scurt, rapid. Către ceva. Și asta este o mare greșeală. Capitalismul glorifică antreprenorii ca fiind cea mai achievement în societatea asta. Știi, cea mai înaltă treaptă pe care poți să ajungi. Ceea ce mi se pare o mare prostie. Societatea e participativă și trebuie să fie un pic din fiecare, atât de total dezechilibrată. Majoritatea antreprenorilor sunt bâtă în multe alte domenii și știu să facă niște bani și atât. Dar banii nu-i mănânci, banii te distrezi, banii doar îi folosești ca să obții tot celălalt. Adică puțin din sunt puțini antreprenori care realmente produc valoare adăugată. Ei reușesc foarte bine să extragă valoare dintr-un mediu, dar să o identifice și să o extragă. Dar nu o produc. E o diferență foarte mare între a produce și a extrage valoare. Dar în niciun caz nu va fi un drum scurt. Pentru că dacă ea își imaginează că în 2 ani zile sunt șmecheri și conduc nu știu ce oameni, și nu e cum își imaginează. Nu e cum își imaginează.